de dimineața de vreme până seara târziu. E cineva care acaparează mereu gândurile noastre. E cineva care luptă continuu cu noi și, cu părere de rău, puțin ne dăm seama că avem o luptă de trecut și bătălii de câștigat. E cineva care de dimineața de vreme până seara târziu stă aici, în mintea noastră, în gândurile noastre, ne fură gândurile. Și noi ajungem la sfârșit de zi foarte obosiți. Foarte obosiți, nu atât fizic, cât psihologic și moral. Atât de tare obosiți suntem spiritual. Evanghelia pe care am auzit-o astăzi este chemarea la cină. Și niciun cuvânt din Biblie nu este în zădar sau în plus sau spus la întâmplare. Fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură are rostul lui pentru a zidi, pentru a ridica, pentru a îndrepta viețile credincioșilor. Este chemarea la cină. Nu la petit dej, nu la mâncare de dimineață, nu la mâncare de la amiază, ci la cină. Zice, a chemat un om pe invitați care i-a invitat deja, i-a invitat cu mult timp înainte. Și la ceasul cine zice, veniți, totul e gata. Totul e gata, viței sunt tăiați, masa e pusă, eu m-am cheltuit pentru voi, veniți. Și au început să-și ceară unul câte unul iertare. E important de vorbit despre această cină, pentru că se vorbește despre timpul mesianic, pentru că se vorbește despre sfârșitul zilei când e cina, adică despre sfârșitul vremurilor, când toți vom fi chemați la nunta Fiului de Împărat, unde mirele este Domnul Iisus și noi, biserica, trebuie să fim mireasa Lui. Și zice, au fost chemați toți cei care din timp, în lung timp, au fost chemați și au refuzat. Trebuie să înțelegem de poporul evreu care a fost crescut și educat de proroci. Prorocii sute de ani le-a vorbit, mii de ani le-a vorbit. Și zice, acum totul e gata, veniți. Și ei au început să refuze. Cei care au poporul lui Israel, copiii lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, au spus că nu e asta nunta noastră. Noi așteptăm alt Mesia, alt mire. Și au început să refuze. Și atunci când s-au întors slugile, zice cei pe care i-ai chemat, nu vor să vină. Și s-a mâniat stăpânul casei și zice, mergeți pe drumuri, mergeți pe la răspândile acestei lumi și aduceți nuntași în casa mea. Drumurile pe unde s-au dus ei să-i aducă pe ceilalți, decât pe cei care au fost chemați de la început, sunt drumurile acestei lumi, pe care și la noi, în țările noastre, pe aceste drumuri și răspândii au ajuns prorocii, au ajuns apostolii și prin noi, prin ei, noi am devenit creștini. Acestea sunt drumuri. Mergeți pe drumuri și pe la răspândii și aduceți pe cei pe care îi găsiți acolo. Pentru că noi am luat această credință a apostolilor, credința învierii, prin gura apostolilor. Până la strămoșii noștri, poporul nostru era închinător și el, la idoli. Nu-L cunoșteam pe adevăratul Dumnezeu. Dar prin gura apostolilor, pe aceste drumuri și răspântei, a ajuns vestea Evangheliei și până la noi. Mergeți și aduceți pe toți pe care găsiți acolo, pe cei care sunt orbi, cei care n-au auzit de Dumnezeu niciodată, de Dumnezeu adevărat. Aduceți pe cei care sunt șchiopi, noi care am devenit șchiopi, neștiind a face lucrurile bine și a face lucruri bune. Aduceți pe cei neputincioși care desfigurați am ajuns de păcat și de închinare la Dumnezei străini. Pentru că unul dintre acești oaspeți a zice, eu mi-am luat boi, eu mi-am luat 5 perechi de boi, nu pot să vin, mă iertați. Acest 5 perechi de boi înseamnă 5 simțiri umane pe care noi le avem și au devenit omul rob patimilor, rob simțurile lui. Zice, eu nu pot să vin, mi-am luat femeie. Tu care trebuie să ai capul cu o judecată dreaptă și să fii căsătorit în primul și în primul rând cu Dumnezeu, te-ai căsătorit cu femeie, adică te-ai căsătorit cu emoțiile tale. Tu trăiești mai mult cu emoții și nu cu dreapta ta judecată.
că odată ce te-a pus Dumnezeu vertical pe acest pământ, trebuie să judeci corect. Să nu te iei după influențele simțurile tale și a obiceiurilor tale. Mă ierți, nu pot să vin, mi-am luat pământ. Mi-am luat pământ, am afaceri. Și uitați-vă cât de frumos Dumnezeu spune că nu e chemat de dimineață. Nu vine de dimineață pe ogorul meu. Lucrează-ți lucrul tău, fă-ți afacerile tale, fă-ți business-ul tău. E chemat seara și nici seara n-au putut să vină. Așa este Dumnezeu, că ne face loc și pentru viața noastră. Dar seara, vină la cină. Vină cu mine la cină. Și s-au refuzat. Și pe cine i-a adus? Pe toți cei ologi, șchiopi, orbi. Noi suntem cei care au fost chemați, au refuzat și Hristos ne-a chemat pe noi. Noi suntem cei căzuți în desfrânare, cei căzuți în mari păcate și disfigurați prin gândurile noastre rele. Și Dumnezeu ne-a dus. Ne-a dus la cina Lui, la nunta Lui. Am putea să ne întrebăm, și cum eu să merg la nuntă, eu, omul păcătos? Eu căzut între tâlhari, eu care am fost desfigurat de păcate, eu care ajung seara târziu atât de obosit, nu fizic, repet, ci mai mult spiritual, mai mult mental, mai mult psihologic, ajung fără niciun chip pe mine. Nu mai am cuvinte față de soție, față de copii, nu am niciun fel de mângâiere, pentru că eu am nevoie să fiu mai întâi mângâiat. E bine, Domnul spune că se va naște un fiu. Se va naște un fiu, îl vei numi Emanuel, pentru că el va izbăvi pe poporul meu de păcatele sale. Și poporul meu suntem cei care am răspuns chemării să venim la cina Domnului. În numele Domnului Iisus ni se iartă păcatele. Hainele noastre rupte de păcate, repet, desfigurat, trupul nostru schinjuit de atâta răutate, Dumnezeu vrea să ne-l refacă. Dumnezeu spune că eu vă iert toate. Și dacă or fi păcatele voastre roșii ca cărmâzul, eu îl voi face alb, voi spăla în sângele melului. Iată de unde noi trebuie să avem acest curaj de a merge înainte. Curaj de a ne simți creștini, pentru că s-ar putea să umple nunta și cu noi. Vreau să vă spun ceva. Fiecare liturghie este o presimțire a bunurilor care ne așteaptă anunții de dincolo. Fiecare eucaristie aici, fiecare adunare între frați, fiecare rugăciuni, laudă și închinare, este pregătirea anunții cele de acolo, care vom noi toți la care suntem chemați. Fiecare întâlnire de vineri, sau de joi, sau de luni, sau de duminică aici, este prefigurarea anunții a Fiului de Împărat, unde Hristos va fi mirele și noi, biserica, să fim mireasă. Și spune Apostol Pavel, dar mireasă El a pregătit, fără zbârcitură, fără răutate. De atâta micile noastre necazuri pe care noi le trăim zi de zi, sau poate îmi permit să spun ceas cu ceas, cu care luptăm, care încercăm să facem față, este această curățire a pielii. Dumnezeu ne trece prin tot felul de necazuri și încercări ca să-și curățe biserica, să-și curățe mireasa, să fie fără pată și fără zbârcitură. Nouă nu ne place. Nu ne place, la fel ca și rufele, când mama, bunicile dumneavoastră, le freca pe cel lemn, la râu sau acasă. Păi așa suntem noi în mâna lui Dumnezeu. Ne trece prin necazuri, prin încercări, ca să ne arăte o mireasă curată și fără pată. Mă întreb, dacă fiecare liturghie e o mică nuntă, cum să pleci de la nuntă flămând? Dacă fiecare întâlnire noastră între frați e o mică nuntă, este o mică pregătire pentru nunta cea mare, cum să pleci de aici nestând cu El la masă? Pentru că știți ceva, riști, nici acolo să nu stai cu El la masă. Dacă aici nu te închini, dacă aici nu cânți, dacă aici nu-ți permiți să-L lauzi pe Dumnezeu din plămânii tăi întregi, oare acolo sus vei cânta? Dacă aici tu întorci spatele acestei mese, nu am timp, mă ierți, Doamne. Eu am 5 boi, am simțirile mele, mă ierți. Eu am emoțiile mele, eu am emoțiile mele. Dacă tu nu ești stăpân pe tine, mă întreb, dacă nouă nu ne ajung 40 de zile de post, oare o viață ne va ajunge?
Dacă nouă nu ne ajunge 30 de zile sau 20 sau 10 zile de post să ne împăcăm cu Dumnezeu, ori o viață ne va ajunge. Pentru că, știți ceva, eu mă mai întâlnesc cu oameni care nu sunt credincioși. Oameni care nu merg la biserică. Și îmi spun, cât de repede trece viața. Trebuie să ne grăbim să facem bine. Oamenii care nu știu de Dumnezeu. Și mă mir de noi, cum putem să trăim așa căldicei. Mă mir cum Dumnezeu a pus în fața noastră masa nunții, a întins-o și noi întoarcem spate. Repet, ca să nu uităm niciodată, nunta la care Dumnezeu ne cheamă, acea veșnică, la terminarea vieții noastre, adică la cina acestei vieți a noastre, vom fi chemați toți la nuntă. Și dacă noi astăzi nu știm ce este nunta, nu participăm la această nuntă, dacă noi refuzăm chemarea, mă întreb, oare acolo sus vom merge? Știți ceva? Dumnezeu continuă să ne cheme, dar colaci nu face nimănui. Nu împletește Dumnezeu colac deosebit pentru tine sau pentru tine aparte. Dumnezeu ne cheamă pe toți, veniți, nunta este gata, masa este pusă, nuntașii, muzica, totul este gata, dansurile sunt pregătite pentru voi. Și noi continuăm să așteptăm o altă chemare, o altă chemare. Cineva să-mi spună, te rog, vină și cântă, te rog, vină și recită, te rog, vină și slujește. Spune că un sculptor a făcut o statuie foarte frumoasă, dar a făcut-o fără mâini. Și picioarele erau foarte scurte, foarte scurte. Erau tăiate de la gambe. Și toată lumea se întreba de ce? De ce această frumoasă statuie cu un corp frumos, dar nu avea membre, nu avea picioare, nu avea mâini? Zice, voi trebuie să fiți. Lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu, zice, voi trebuie să fiți mâinile și picioarele acestei statui. Și mă întreb de noi, de ce suntem apatici? Noi, care Dumnezeu atât de mult ne-a zâmbit, atât de mult ne-a dat, atât de mare cadou ne face și prin venirea Domnului Iisus într această lume. Noi L-am cunoscut și îmi permit să vă întreb pe dumneavoastră și pe mine iarăși cu aceeași întrebare. De ce mergem oare pe două viteze? Mai mult pentru noi decât pentru Dumnezeu. Zice că Dumnezeu a ales șchiopii acestei lumi. Dumnezeu a ales neputincioșii, orbii acestei lumi, înțelepții, ca să rușineze pe înțelepții acestei lumi. Dumnezeu a ales pe cei neputincioși ca să facă de rușine pe cei înțelepți. Cine sunt cei neputincioși? Noi. Noi. Pentru că cei înțelepți și bogați, cei care au de toate, ei sunt acum la mare. Ei sunt acum în casele de lux, ei sunt la odihnă, ei au business-ul lor, ei își numără cifrele, cum a crescut afacerile lor. Ei nu sunt aici, pentru că biserica, sunt pentru cei care înțeles că eu am fost schinjuit de păcat, că eu am fost rupt din unitatea care trebuie să fiu cu Creatorul și cu Dumnezeul meu. Pentru că eu merg șchiop, cum spune Biblia, voi ați ajuns să fiți șchiopi de ambele picioare. Oamenii care au înțeles asta sunt aici, în casa lui Dumnezeu. Doamne, vreau să mă vindici, vreau să-mi deschid ochii. Și zice, au adus pe cei de la răspânti, au adus pe cei neputincioși și ori. Și stăpânul zice, mai este loc. Aduceți pe toți, ca să nu se rămâie loc gol, pentru că Dumnezeu nu iubește vidul. Pentru că Dumnezeu vrea ca împărăția Lui să fie plină de oameni, să bucure acolo unde e bucurie, unde e pace, unde e liniște, unde este iubire. Dumnezeu vrea toată lumea să meargă acolo. Cine mai sunt ăștia? Sunt cei care nici măcar n-au auzit, nici măcar nu știu că este o adevărată liniște și o adevărată pace să te odihnești în Dumnezeu. Aduceți-i pe toți, la care noi puțin vorbim. Acei oameni la care noi ne întâlnim și poate mai mult, niciodată nu ne vom întâlni cu ei. Noi nu spunem niciodată, știi, este un Dumnezeu care tu ai fi catolic sau ai fi protestant sau ești ortodox. N-ar trebui să mergi și tu în casa lui Dumnezeu. Eu știu la mesele pe care dumneavoastră le frecventați, prietenii pe care îi vizitați, eu știu că mult râd de dumneavoastră. Dar nu trebuie să vă mirați de asta. Că așa au râs de toți prorocii, așa au râs de toți apostolii.
Spuneți-mi de sfinții din icoane care au murit liniștit. Îi putea să-i numărați pe mâna unei, pe degetele unei singure mâini. Toți au fost prigoniți. Zice, pe voi să vă prigonească și pe mine m-au prigonit. Pe voi vă alungă, să știți că înainte de voi pe mine m-au alungat. Pentru a ne întări în credința care Dumnezeu cere de la noi să o creștem, trebuie de citit Scriptură, trebuie de citit Biblia, trebuie de o studiat. Vreau să vă spun că mulți dintre noi, sau mulți dintre noi creștinii, avem o credință foarte deplasată de la ceea ce înseamnă credința adevărului. Mulți cred că Biblia este o carte de greu de tălmăcit, o carte cu coduri, o carte care ceva unde sunt descântece, unde sunt niște rugăciuni foarte puternice și care nu orice om poate să o citească. Pentru că n-am avut o educație corectă vis-a-vis de Sfânta Scriptură și ceea ce înseamnă și tradiția bisericii și viața bisericii. Pentru că nici părinții nu ne-au învățat pe noi și nici noi nu ne punem interesul să descoperim care este bucuria credinței mele. Care este bucuria mântuirii mele despre care spune David? Ce este această credință? Ce-i cu ea? Trebuie să ne întrebăm că viața noastră într-o clipă trece. Astăzi certat, mâine certat, vinerea viitoare, luna viitoare, iarăși certat. Și viața noastră, cu părere de rău, se face doar din certuri, doar din supărări. Vă spuneam la începutul acestei predici că ajungem târziu acasă și deja obosiți. De cele mai multe ori, pentru că unde am putea să facem lucru simplu, noi îl complicăm. Ca și oamenii din Evanghelia de astăzi. Dacă ar fi răspuns, măi, ești chemat la cină, mergi la cină. Simplu. Dar noi avem mulți inteligența asta pe dos sau invers, să complicăm lucrurile simple și din ceea ce am putea să ne odihnim, mai mult ne obosim și ne complicăm. Dacă ești chemat să dansezi, dansează. Dacă ești chemat să mănânci, mănâncă. Dacă ești chemat să cânți, cântă. Dacă ești chemat la rugăciune, pleacă-ți genunchiul și roagă-te. Să nu complicăm lucrurile care sunt simple, pentru că Dumnezeu ne cheamă la bucurie, la înțelegere, la dragoste și nu poți în împărăția lui Dumnezeu să vii singur. Trebuie să iei pe cineva cu tine. Trebuie să-ți iei copiii, trebuie să-ți iei nepoții, trebuie să-ți iei vecinii, ieți prietenii. Pentru că nunta este mare, este loc pentru toată lumea. Și lumea mai are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să faceți predici dumneavoastră nimănui. E suficient un simplu cuvânt. Ai fost duminică la biserică. Punct. Punct. Pentru că mai departe Dumnezeu vorbește inimii omului, vorbește conștiinței lui, vorbește inteligenței lui, că omul fără Dumnezeu întotdeauna va fi, cât de mare n-ar fi familia lui, întotdeauna va fi singur într această lume. Să nu uitați cuvântul care v-am spus. Cât de mare nu ți-ar fi familia, omul fără Dumnezeu întotdeauna va fi singur și va fi orfan și pe pământ și acolo sus în cer. De aia eu vă îndemn, prin mine Dumnezeu vorbește astăzi, să nu renunți la nunta Tatălui Ceresc. Aici este unde ne pregătim și acolo sus vom merge toți împreună trebuie să mergem. Dar aici este pregătirea noastră. Aici, în biserică, este anticamera nunții de sus. Aici este prefigurarea lucrurilor de dincolo. Mi-ar plăcea ca din cuvintele de astăzi, din rugăciunile de astăzi, din laudele și închinarea noastră de astăzi, nimeni să nu mai plece atât de șchiop cum am venit, atât de orb cum am venit, atât de neputincioși cum am venit de dimineață în casa lui Dumnezeu, pentru că El e gata să pui alefie pe rana oricărui dintre noi. El e gata să ne ridice, dar trebuie să-L lăsăm. Trebuie să-L lăsăm, Doamne Iisuse, vină și în familia mea, vină și la copiii mei, vină și în inima mea, că vreau să mă îndrept. Vreau să văd, nu numai cu ochii trupești, vreau să văd cu ochii credinței mele să te văd pe tine, Dumnezeu adevărat, că Tu faci minuni în viața mea. Vreau de aici încolo să rup lanțul care m-au legat poate strămoșii prin blestem, poate părinții m-au legat prin blestem.
Poate am furat, poate am luat, poate am necăjit, poate am luat cu silă de la cineva ceva. Astăzi, Tată Ceresc, vreau să ne binecuvintezi, să ne ierți și să ne dai putere să mergem înainte. Amin. Amin. Amin.